Comisarii Protecției Consumatorului au făcut verificări la târgul de Crăciun, iar neregulile descoperite în ceea ce privește activitatea comercianților sunt majore. Tocmai de aceea, unuia dintre comercianți ce vindea produse tradiționale în incinta târgului i-a fost retras temporar acest drept. Noastră le vindeți la bucată. Cum le vindeți? La kilogram. Câte kilogram? 50 de lei. Unde ați văzut prețul? Nu știu unde este, dar cred că am supărat. N-am prea stat. Poate știți bără dumneavoastră? Da. Prețul unde e? Că da? Domnul nu știe. Ce? Prețul e la locul lui. În buzunar, la dâns, undeva. Nu știu la am depistat abateri, unele chiar grave, în ceea ce privește modul de a-și desfășura activitatea la agenților economici care participă la acest târg de Crăciun. Abateri legate de tot ceea ce înseamnă informare vis-a-vis de mărfurile pe care le vând, informare privind preț, informare privind gramaj, apoi abateri în zona curățenii, pentru că am mers la cei care comercializează produse alimentare și acolo am depistat faptul că nu au posibilitatea, nu au racord la rețeaua de apă. E apă potabilă de la... Unde este? Aici, înăuntru. Ca loc, aici nu funcționează nimic. De tot oprit. E un furtun și luați apă cu furtunul, un bidon de la furtun, luați apă. Și de unde dați drumul la apă în furtunul ăla? Păi este robinet acolo. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului va continua acțiunile tematice de control, atât în ceea ce privește comercianții de la Târgul de Crăciun, cât și în magazinele din județ. Sunt vizate toate produsele pe care mehedințenii le pun în această perioadă în coșuri. Suntem aproape de cetățeni, suntem în slujba cetățenilor și nu încercăm sub nicio formă să tulburăm activitatea agenților economici, dar suntem foarte vigilenți în ceea ce privește siguranța cetățeanului. O atenție deosebită va fi acordată locurilor unde sunt oferite spre vânzare produse pentru copii, fie că vorbim de produse alimentare, jucării sau haine. Aceeași atenție se acordă și în ceea ce privește acțiunea demarată la Târgul de Crăciun, căci mare parte a activității târgului este dedicată celor mai mici dintre severineni.